Bună, dragii mei, bună, suflete faine! Facem în această seară o etalare. Etalarea de seară, așa, poveste de seară sau poveste de dimineață. Depinde când o să vedeți această etalare, probabil că o să o postez mâine dimineață. La mine e destul de târziu, sunt destul de obosită, dar nu pot să dorm. Așa că m-am decis să fac o etalare și vom face o etalare pentru persoana de care voi sunteți interesați sau interesate. Și încercăm să vedem ce mai face el sau ea, ok? Care este starea, care este, nu știu, cum se simte, cum își mai duce traiul, să zicem așa. Facem așa un fel de spionaj, da? Încercăm să ne uităm pe gaura cheii să vedem ce face persoana voastră acum. Deci probabil că va fi adresată mai mult persoanelor care nu sunt în acest moment împreună și doriți să vedeți ce mai face X, Y și tot așa. Hai să vedem. Țineți cont și de faptul că aceste etalări sunt etalări generale, etalări colective, de se pot potrivi 100% parțial sau deloc. Bun, 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 bun. Haideți să vedem. Ce e aici? Turnul. Măi, măi, măi. Hai să le las așa, că întotdeauna îmi place mai mult să le întorc așa pe rând, să fie o surpriză. Wow! Și la capătul pachetului avem pajul de pentacule, dorința aceea de a începe ceva nou și asul de pentacule, da? De a începe ceva nou, de poate că pentru unii dintre ei, nu dintre voi, pentru că vorbim de ei, da, de cei de care sunteți voi interesați, poate că încep ceva nou. Un nou proiect, un nou job, o nouă dragoste, ceva nou. Ceva nou ce o să dureze. Totuși avem aici și treiul de spade, probabil că va fi cu piedici. Va fi un pic cu piedici și împăratul, l-avem aici. Bun, împăratul reprezintă zodia Berbec. Am văzut că unii dintre voi mai mă întrebați chestia asta, ce zodii apar în etalare, și așa că atunci când îmi amintesc o să le mai spun, când nu, asta e, mai ui și eu ce să fac. Bun, avem regele de pentacule, da, persoana asta se gândește foarte mult la planul financiar, văd. Planul financiar este pe primul și pe primul loc, dar văd că a suferit aici un turn sau suferă un turn acum, în prezent, trece printr-un turn. Din trecut ce vine? 9 de bâte. 9 de bâte reprezintă oboseală. Multă, multă oboseală. Turnul, momentul ăsta turn, e atunci când lumea ta se cam dă peste cap. Probabil că de aceea și apare aici un nou început. Momentul acela când lumea ta se cam dă peste cap. Când te desparți de cineva, când pierzi un loc de muncă, când trece printr-un turn persoana asta. Și turnul ăsta aș putea să spun că nu... Nu știu dacă... chiar a fost provocat. Știți cum e cu turnul ăsta? E ceva ce vine de la univers, adică nu prea putem noi să controlăm atunci când apare turnul. Nu putem să spunem că s-a întâmplat din vina cuiva. Da, într-adevăr, acțiunile tale de-a lungul timpului duc la acest turn. Dar, vedeți voi, de multe ori, da, universul intervine și zice, băi, asta e un pic, te scuturi eu pe tine puțin, că ai luat-o pe o cale greșită. Și atunci te zgâți așa un pic și apare turnul. Bun, în subconștient ce are? Doiul de pentacule. Doiul de pentacule mi-arată faptul că încă jonglează, că încă se gândește la două situații și o să clarificăm fiecare carte în parte să vedem ce și cum. Iar în viitor apare un 7 de pentacule. 7 de pentacule reprezintă așteptarea. Așteptarea, analiza trecutului, când tu încă te uiți în trecut, când te gândești și tot ei, toate cele pe, le întorci pe toate părțile și până la urmă decizi să stai și să aștepți, adică să nu faci absolut nimic, să lași să treacă și trece de la sine. Bun, hai să vedem, noi să clarificăm, am zis că o să clarificăm fiecare cărticică în parte, sunt un pic obosită și se simte pe vocea mea, pentru că astăzi am lucrat toată ziua și n-am zis să vin cu etalarea așa scurtuță la voi, dar scurtă, scurtă, nu
nu mă extind prea mult. Bun, ia să vedem regele de pentacule. De ce are în minte regele de pentacule? De ce are planul financiar în minte? Ia să vedem care-i treaba aici. Optul de bâte și patrul de bâte. Optul de bâte reprezintă distanță, mesaje, comunicare online, iar patrul de bâte reprezintă o petrecere, reprezintă casa. Poate că comunicare acasă, comunicare cu cineva de acasă, poate că se gând, sau dacă este acasă, poate că vrea să vorbească cu cineva la distanță și tot așa. Patrul ăsta de bâte, îmi pare că persoana voastră e preocupată de o petrecere sau preocupată de, n-aș putea să spun neapărat că de un suflet geamăn, nu neapărat, ci de o petrecere. Mai mult văd casa sau petrecerea aici. Ori e preocupat de a face bani pentru o anumită petrecere, dar e o petrecere destul de mare. Da, cu patrul ăsta de bâte. Nu știu, am mai mult senzația asta, că ar fi vorba de o petrecere aici. Ok, hai să vedem ce-i cu oboseala aia acolo în trecut. Zecele de cupe întors invers. Omul ăsta a încercat să fie fericit sau și-a dorit foarte mult familia împlinită, familia fericită în care tu ești bine, ai de toate, ai pe cineva drag lângă tine, ești împăciuit așa, ești bine cu tine și cu cei de lângă tine. E, întoarsă invers, se pare că omul ăsta a cam depus efort. Probabil că unii dintre voi o să îmi spuneți acum, a depus pe naiba că a făcut și adres. Dar, na, eu vă spun ce crede sau ce are, na, din punctul său de vedere. Că a depus efort și indiferent cât ar fi încercat, nu a reușit să ajungă la acea familie fericită, împlinită. Ceva nu a mers bine și hai să vedem ce nu a mers bine acolo. De ce avem zecele de cupe întors invers, temperanța în picioare. Da, a vrut liniște, a vrut pace. A vrut pace. Temperanța. Ok. Și ce a vrut ai să întoarcă? Și judecata. Probabil că și-a dat seama că a ajuns, vedeți voi, și temperanța și judecata sunt cărți destul de puternice, dar ambele aș putea să spun că au așa ceva în comun. E ca și cum tu ai o revelație la un moment dat și îți dai seama că fericirea ta e în altă parte sau că indiferent ce ai încercat să faci sau cât ai încercat să faci, nu-ți găsești pacea și liniștea în locul respectiv pentru că ești constant judecat, ești constant acuzat de ceilalți. Acuzat de ceilalți, vedeți voi? E ca și cum omul ăsta, indiferent cât a încercat să facă, indiferent cât a încercat să să-și găsească liniștea în trecut, nu a reușit. Nu a reușit să o găsească și hai să văd turnul ăsta. Ce-i cu turnul aici? Șaptele de pentacule. A așteptat prea mult. Ce a așteptat prea mult? Asul de spade, regele de spade și regele de bâte. Asul de spade. Să găsească o soluție. Să găsească o soluție, aș putea să spun, în legătură cu ceva. Probabil că să rezolve o problemă, nu știu, cu cineva sau cu ceva. Nu prea vă văd energia, nu simt energia voastră aici deloc, ci pur și simplu văd preocuparea acestui om, preocuparea acestei ființe de planul financiar în primul și în primul rând. Văd că familia a lăsat-o cumva în spate, dar a rămas acolo în trecut, ideea aceea de familie fericită. Simt așa un om aici fără nădejde, fără speranță, un om care își dorește să ia mult o pauză. Încearcă să se retragă, cumva tot analizează aici trecutul, dar se uită și către viitor în același timp. Nu aș simți aici chiar deloc că omul ăsta e bine. Nu prea e bine. Da, nu prea e bine. E așa, așa și așa. Nici rău n-aș putea să spun că este, dar nici bine. Hai să văd, regele de spade, regele de bâte, fai, ce e aici în prezent? E ca și cum îți două energii masculine, ca și cum a realizat ceva în legătură cu un frate, cu un prieten, cu cineva, că a așteptat prea mult. Ia să văd. Și regina de bâte.
Am înțeles acum. Probabil că, nu știu ce să zic, dar probabil că unii sau unele dintre voi mai aveți și pe altcineva și omul ăsta crede că turnul ăsta a venit în urma... Da, am și chestia asta, na, o văd și trebuie să o spun. Deci, unii dintre ei vă acuză pe voi de faptul că turnul a fost provocat datorită faptului că a mai existat o a doua energie masculină. Uitați aici. Deci, sunt două energii masculine și regina de bâte, da? Și asul de spade, ca și cum a așteptat prea mult sau a trăit prea mult cu... în triunghiul ăsta, sau e posibil să fie vorba de un triunghi aici, să știți. Acum nu știu cui o să îi se potrivească, dar mie cam asta mi-apare și asta spun, da? E ca și cum omul ăsta a așteptat, a așteptat și abia acum a văzut nu știu ce. Da, că sunteți, că voi mai aveți și pe altcineva sau că vă gândiți la altcineva sau că există o a doua energie masculină în viața voastră sau ceva în genul ăsta. Hai să vedem între ce și ce oscilează, între asul de cupe și optul de cupe, între a rămâne și a începe o nouă dragoste sau a pleca, a se detașa emoțional. Între astea jonglează, vedeți, în subconștient aici, omul ăsta vă poartă iubire, vă poartă dragoste. Acum vedeți voi că eu zic că vouă, dar poate fi vorba de altcineva din viața acestui om. Poate nu e energia voastră, poate e energia altcuiva, acum depinde. Na, că poate fi altcineva în viața acestui om. Că odată ce nu sunteți împreună cu el, poate fi oricine acolo, nu? Nu neapărat voi. Bun, între ce jonglează aici în subconștient? Între a se detașa emoțional, aș vedea de drum, a pleca mai departe, ok? Sau a începe ceva nou, a accepta faptul că încă există dragoste, că încă există iubire și să o luați de la capăt. Eu o să zic, o să mă adresez ca și cum sunteți voi, dar este posibil să nu fiți voi, da? Voi știți cel mai bine dacă este vorba de voi aici sau e vorba de o altă energie cu care acest om își împarte soarta. Bun, șaptele de pentacule, ce tot așteaptă aici? Ia să vedem, împăratul să crească. Și aici am văzut împăratul să crească, să dobândească mai multă încredere în sine, să ia decizii importante, să își găsească un echilibru, o stabilitate. Mai dăm o carte, șaptele da, să treacă pericolul, să treacă nu neapărat pericolul, cât greutățile, să treacă ceva ce este greu, să reușească să depășească acest moment. Vedeți voi, șaptele ăsta de bâte este o luptă. Este o luptă pe care omul vostru nu prea vrea să o ducă. Da, nu prea își dorește să o ducă. Pentru că are de urcat aici, dita mai muntele, da? Și în capătul muntelui mai sunt și niște țepe acolo, deci n-ar fi numai muntele de urcat, mai sunt și țepii. Și venită invers cartea, mi-arată că nu prea vrea să lupte. Ar prefera să aștepte ce? Momentul potrivit, să treacă pericolul. Ce așteaptă? Zecele de bâte l-am văzut și Hierofantul întors invers. Hierofantul întors invers și... Măi, e complicată treaba aici la voi. Eu cred că omul ăsta, ce așteaptă el cu Hierofantul întors invers și nu vrea să lupte? Cred că așteaptă ca o căsătorie să se închidă, să se încheie de la sine. Ceva să se termine. Eu am impresia că omul vostru nu prea vrea să lupte nici pentru voi, dar nici pentru altcineva. Nu știu dacă este cu altcineva sau este cu voi. Dacă putem, poate fi și varianta asta, na, în care omul vostru să fie persoana voastră, să fie cu altcineva și atunci persoana aia să fie căsătorită. Sau dacă voi sunteți căsătorite, doamnelor, așa, așteaptă ce așteaptă aici. Să nu vrea să lupte, să depună efort, ci pur și simplu așteaptă să se încheie o căsătorie de la sine. Și acum hai să văd eu, să pun eu o altă întrebare. Dar e alt set de cărți. Hai să pun eu o întrebare, să întrebăm ce simte omul ăsta pentru voi, să-mi dau seama dacă sunteți voi aici sau este altcineva. Că nu-mi dau seama dacă sunteți voi sau este altcineva. Ce simte pentru voi? Șasele de monede întors invers. Am ținut eu cărțile sucide. Ok. Da, s-ar putea să fiți voi, dar voi să fiți implicate într-o altă relație, doamnelor.
Și atunci omul ăsta așteaptă momentul potrivit, stă pe loc, stagnează, stă înascuns, da, cu marea preoteasă aici, ține totul în secret, înascuns și așteaptă momentul potrivit când ar putea să acționeze, da, pajii care înseamnă un nou început. Pajul de cupe care vine cu... are ceva de oferit, omul ăsta nu are mare lucru de oferit, dar ceva are. Vedeți voi, are inima deschisă pentru voi și ar avea și această mică monedă care ar însemna un mic început, da? Un început stabil, ceva serios. Apoi dacă este dragoste și stabilitate cât de cât, adică seriozitate, eu zic că restul vine așa de la sine. Bun. Deci, pentru unii dintre voi este posibil, în cazul în care voi aveți pe altcineva, ca omul ăsta să stea, să aștepte, are o strategie, pentru că împăratul întotdeauna vine cu, este un foarte bun strateg, da? Să nu uităm că reprezintă zodia berbec, chiar berbecii din, se știe că sunt războinici, da? Ia uite și la capăt aici avem asul de cupe, șasele de cupe, da, omul ăsta așteaptă, să știi, stă la pândă. Stă la pândă, așteaptă momentul potrivit, nu se bagă în lupta asta care îi se pare ușor inutilă, da? Zice, nu mă bag, ce mă bag eu acolo între ei? Lasă-i pe ei să se bată acolo cap în cap, că eu culeg roadele. La urmă, cam așa ceva. Bun. Hai să vedem ce urmează după, da? Sau care-i sunt intențiile. Hai să vedem care-i sunt intențiile referitoare la voi, să zic, nu? Ok, împărăteasa, doiul de spade, împărăteasa, vedeți voi, este perechea divină a împăratului. Să nu uităm lucrul ăsta, vă consideră egalul său. Împărăteasa, niciuna nu este o carte de acțiune, nici doiul de spade, optul de pentacule, ar fi ceva muncă aici, implicare, dar mai târziu. Și aici, ce avem? Șaptele de băte, în poziție normală de data aceasta. Vedeți voi? Deci care sunt intențiile acestui om? Păi avem împărăteasa și doiul de spade, deci momentan nu este sigur de ce vrea, de ce își dorește de la voi, ci pur și simplu stă pe loc. Stă pe loc, se gândește, poate că nici nu comunică foarte mult cu voi, poate chiar deloc, pentru că în doiul de spade nu există comunicare, nu prea este nimic acolo, e așa, ceacra inimii blocată. Mai târziu văd că vrea implicare, vrea să se implice, vrea să lupte pentru voi, da? Vrea să muncească la a crea ceva alături de voi. Ce? Carul, da, pentru a merge împreună pe același drum. Și aici iarăși avem regele de pentacule. Momentan văd că persoana asta stă foarte mult pe gânduri. De fapt, nu neapărat că stă pe gânduri, că știe, are un plan în minte omul ăsta, deci nu e ca și cum nu știe ce să facă. Are un pic așa niște dubii aici, vedeți voi, cu doiul ăsta de pentacule, unde se tot gândește ce să facă, să înceapă o nouă dragoste sau să se detașeze emoțional, să plece, să-și vadă de treaba sa. Dar eu zic că, uite, aici în viitor mi-arată foarte clar că omul ăsta are un plan bine pus la punct. Pe de altă parte, pentru alții dintre voi aș putea să spun cu Hierofantul aici, vedeți voi, Hierofantul întors invers, da, împăratul și Hierofantul întors invers. Omul ăsta nu mai crede că mai poate fi ceva, mai poate fi și asta, că nu mai crede. Sau nu-și dorește neapărat, să nu credeți acum că gata, vine și deja vrea marea cu sarea, da? Pur și simplu o ia așa ușor, vrea să o ia ușor. E genul acela de persoană care își dorește să plece de la o prietenie sau să plece de la un flirt, de la ceva ușor și să o ia așa treptat, adică lucrurile să se întâmple în ani, poate, sau, na, ani, aș spune, nu neapărat lungi, ani. Adică cumva să ajunge să se consolideze relația asta voastră, dar în timp, da? Pentru că nu e chiar 100% sigur de ceea ce vrea. Și văd că este foarte preocupat de situația financiară. Și aici am, uite, iarăși regele de pentacule, da? Situația financiară, se tot gândește. Zic situația financiară pentru că am văzut foarte multe pentacule, da? Bun.
Hai să... Cât e ceasul? Cât am vorbit? 19 minute, o căruță. Ia să văd aici un mesaj pentru voi ce a căzut direct. Da, e o chestiune de timp. Vedeți voi, cere timp. Lucrurile se îmbunătățesc, dar în timp. Momentan este o perioadă a căderii, când nimic nu se întâmplă. Stabilitatea era întoarsă invers, vedeți voi? Căderea, și asta e o carte a căderii. Dar, pe viitor, tocmai trei cărți, vroiam, trei cărți mi-au ieșit. Totul depinde de rezistența pe care voi o aveți. Și mai târziu lucrurile se vor schimba, că aveți cifra 5, vedeți aici 4, aici 5, iar aici 14. Lucrurile se vor schimba în timp și veți vedea totul printr-o nouă perspectivă. Dar este nevoie să rămâneți puternici, puternice, să rezistați, da? Și să învățați ceva din experiența asta. Dar e nevoie de răbdare, văd. Este nevoie de răbdare. Deci nu vă așteptați ca omul ăsta să facă ceva mâine pentru voi. Uite, lucrurile par a fi imposibile aici la capătul cărților, vedeți? Momentan așa pare că este imposibil. Dar nimic nu este imposibil. Și hai să vă și un sfat pentru voi. Și un sfat pentru voi, dragii mei. S-a întors aici toată trupa. Ce avem? Este timpul să te joci. Este timpul să o iei mai în joacă, să nu iei chiar atât de în serios. Vezi tu, delfinul. Să-ți folosești inteligența, pentru că delfinul e foarte inteligent, ok? Și să fii mai jucăuș, să mai lași un pic din seriozitate. Ia să vedem. Și să decizi. Uite, să te eliberezi, să iei o decizie. Tu întotdeauna ai de ales. Și mai vreau o carte. Nu mai vrea? Uite asta. Ai toate resursele necesare. Tot ce-ți trebuie. Nu-ți lipsește absolut nimic. Probabil că dragostea acestei persoane de care tu mă întrebi aici, dar știi cum e cu răbdarea, treci marea. Ai răbdare și fii isteț, isteață. Pentru că atunci când ai răbdare și dacă îți dorești cu adevărat, se poate. Eu așa zic că se poate. Atunci când vrem, nu există, nu se poate. Văd că în mintea voastră, unora dintre voi, este chestia asta, că lucrurile sunt imposibile, că nu e posibil să mai se întâmple ceva, să se transforme, să se schimbe, că totul e gata. Dar nu e gata întotdeauna. Da. Bun, drăguților. A fost ceva scurt așa, uite, de seară sau de cafeluță, nu știu. Depinde când mă ascultați. Probabil că mâine dimineață, că-s destul de obosită și până o încarc, nu știu ce, dimineață la cafea. Ne auzim. Bun, vă pup, numai bine. Ciao!